Bună ziua, Nicandro Brevel va prefața în minutele ce urmează partida de duminică UTA Poli Iași. Te rog, Nica, cum vezi partida? Bună ziua! S-a un partid de calm, avem de pasare. Trebuie să pun în practică ce mai am antrenat toată săptămâna. Și cu mintea asta trebuie să intrăm. S-a ajuns mai târziu la Iași, a fost nevoie de teste, a trebuit să recuperezi deficitul de pregătire. Ești 100%, ești ok acum? Da, sunt 100%. Am venit mai târziu, am făcut toate testele și după am integrat cu echipa și acum sunt 100%. Prin țară sunt multe probleme cu testele, la Politehnica Iași totul e ok. Care e secretul? Eu cred că avem și pe toți care sunt responsabili și oamenii de la club sunt responsabili și cred că asta face diferența. Vis-a-vis de partida de la Arad, o deplasare lungă, obositoare, va fi și acest lucru un adversar pentru voi, drumul lung? Da, dar nu trebuie să gândim asta. Sunt lucruri care noi putem să schimbăm. Trebuie să intrăm în meci. Să câștigăm, să luăm puncte și să facem un meci. FC Botoșani, eliminată din cupele europene, FCSB a trecut cu greu în turul al treilea. Cum ți se pare rezultatele? Eu cred că meci de la FCSB pentru suporteri a fost un meci frumos, la multe goluri și da, pentru suporteri, dar cred că și ca tot, tu vrei să câștigi meci altfel, dar eu cred că păcat pentru Botoșani, pentru că păcat pentru România. O să fie mai bine să aibă cât mai multe echipe în Europa. O să fie și mai bun pentru România, dar asta a fost. Crezi că e în pericol campionatul dacă tot apar cazuri pozitive de COVID? E tot campionatul. E în pericol acest sezon? Da, eu cred că asta știam deja de la anul trecut, să se întrecut cum a terminat, cum trebuie să abordăm cu pericolul asta, cu pandemie. Cred că multe echipe au învățat și sper că o să nu mai fie atât de multe cazuri, dar nu se știe viitor. Sunt mulți colegi în vestiar, noi. Cum îi simt? S-au integrat? Cum te înțelegi cu ei? Chiar mulți în zona centrală a terenului, alături de tine. Da. Eu sper să simte bine. Nu prea pot să vorbesc pentru ei, dar sper să simte bine. Eu văd că ei au integrat foarte, foarte repede. Oricum avem un vestiar de familie, de prieteni și cred că și asta au ajutat mult. Nica, mulțumim și mult succes! Mulțumesc frumos!